Ne bucurăm că avem tineri sportivi cu care ne putem mândri. Când sportivii aduc și performanță județului Mehedinți, satisfacția devine din ce în ce mai mare. Weekendul trecut, 5 tineri din Drobeta Turnu Severin au adus medalii orașului nostru. Cu ajutorul antrenorului de box, Sorin Gherghescu, tinerii au participat la foarte multe concursuri. La Cupa României de tineret au obținut medalia de bronz Borugă George, un tânăr în vârstă de 16 ani din Drobeta Turnu Severin. Iar la Cupa României a participat Dragoș Bobei, care a ieșit vicecampion. Puteți spune despre ultimele rezultate pe care le-ați primit la concursuri? Având în vedere că este începutul anului, n-am participat la foarte multe competiții, însă la care am participat, am făcut-o cu succes. Cupa României de tineret, am obținut o medalie de bronz prin Borugă George, la categoria 81 de kg, și Cupa României de U22, unde am participat cu Dragoș Bobei, care a ieșit vicecampion, a ieșit pe locul 2. Asta s-a întâmplat în perioada 2-7 februarie, la Brăila. Weekendul trecut ne-am deplasat cu 5 sportivi la Oradea, unde am participat la Cupa Prieteniei ediția 5-a. Ne-am descurcat foarte bine, fiecare dintre copii au câștigat meciurile și au câștigat locul întâi. Președintele Consiliului Județean, Aladin Georgescu, a felicitat pugiliștii de la Box Club Drobeta, asigurându-i pe aceștia de tot sprijinul necesar pentru obținerea performanței. 5 tineri au obținut locul întâi la ediția 5 a Cupei Prieteniei, care s-a desfășurat la sfârșitul săptămânii trecute în Oradea.